Înapoi, dragi prieteni, live la Metropola TV și live pe Facebook Mugur Mihescu sau Facebook Mugur Mihescu Merit sau Facebook Metropola TV, unde ați văzut ce om avem pe scaunul de merit în această seară, un caracter pe care nu știu unde să-l placez, între forță, înțelepciune și frumusețe, în triunghiul ăsta. E bine, îmi place triunghiul ăsta, e ok. Este foarte... e un triunghi sacru, să știi. Uh-huh. Forța, frumusețea și înțelepciunea. Mulțumesc. Chiar este un triunghi sacru și pe care văd că ți-a trebuit ceva timp, a dat viața cu tine, te-a doborât la un moment dat, te-ai ridicat și l-ai găsit. S-ar părea că de acolo jos lucrurile se văd mai într-o altă lumină, știi? Vorbeam înainte despre trecusem de carte, ce am vorbit înainte, imediat. Spuneam eu că m-au dat afară. A, așa, cu valul 4. Și urma să spun ce fac, de fapt, acum. Ok, ce faci, de fapt, acum? Acum am o școală de tantra și de spiritualitate. De? Tantra. Sexualitate. Tantra înseamnă sexualitate, este asociată cu sexualitate. Sexualitate sacră. Apropo de triunghiul sacru, sexualitate sacră. Ok. Și de? Yoga, relaxare, respirație, partea de feminitate, de masculinitate și țin retreat-uri și o școală. Așa. Se numește Sundari Tantra School. Asta fac eu acum. Așa să-i rămână numele. Și cealaltă, ce ai zis? Școală de tantra. Și mai faci ceva, ai zis? În cadrul școlii, da. Fac partea de conștientizarea energiei sexuale, care e total diferit față de ce se învață. În școală nu se învață nimic. În școală nu se învață. Față de ce este pe net, este ceva frumos, ceva divin. Este dus totul la un rang foarte sus. Și despre iubirea sacră, despre iubirea divină, ce înseamnă feminitate, partea de masculinitate, asta, respirațiile. Asta o faci în paralel cu ONG-ul, nu? Da. ONG-ul e doar ceva pro bono care fac eu. O activitate pro bono a mea, asta e activitatea... Da, în primul rând, este foarte bine că... Mea, din care mă întrețin eu. Ok, dar este foarte bine că... În același timp îți conferă și ție exact tratamentul pentru stresul ăla al tău în care ai trăit cu trei servicii. Și apropo de drum, că ai spus tu la începutul emisiunii ceva de drum, că sunt pe drumul meu. Și mi-a luat mult timp să-mi găsesc acest drum, pentru că ce făceam eu era ceva drăguț, știam să fac, ieșea repede... Era ceva călduț, adică ne dar nu era ce trebuie. Știam că nu e ce trebuie. Pe parcursul vieții ne descoperim. Ne descoperim. Sunt lucruri pe care poate le avem din naștere sau sunt lucruri pe care pe urmă viața ne modelează și putem să le îmbrățișăm. Unele, din nefericire, prin școlarizarea asta cu care nu sunt de acord genul ăsta de învățământ, multe din aripile noastre și visele noastre se pierd și cădem într-o... cred că 90% din copiii din țara asta nu știu ce să facă după terminarea liceului. Habar n-au încotro să o apuce, nu știu ce le place, nu știu care sunt visele lor, nu știu care sunt aptitudinile lor, adică n-a fost nimeni să le spună un formator sau împreună cu familia sau cu asta, băi... Te du-te în direcția asta pentru că ești bun pe așa ceva, visează în zona asta ca să-ți exploatezi treaba asta și atunci singura șansă este să ne lăsăm duși de valul ăsta al vieții și să sperăm că la un moment dat pe o creastă putem să vedem de fapt care era direcția noastră de mers. Da? Da. Cât de simplu ar fi? Cât de simplu ar fi să lași copiii și să-i ajuți să-și descopere aptitudinile și visele. Atâta. Deci asta face acum, să te întreții. Tantra și... Și retreat-uri, un fel de tabere prin țară.
de... Îi chinui pe oameni așa mai pe românește. Nu, glumesc. Îi chinui în sensul în care e un ritm mai spartan, așa, de dimineață până noaptea la 12. Și îi învăț diverse lucruri care trebuie și în cuplu și... A terapie de... de asta, umană. O școală a vieții pe care... Da, și partea de energie, energetică. Da, da. Pentru mine e o experiență foarte frumoasă. E... Atâta timp cât ești fericită cu ce faci. Nimeni nu trebuie să judece lucrurile astea niciodată. Adică eu n-aș putea să judec pe cineva care face, eu știu, e croitor, de exemplu. Uh-huh. Pentru ce? L-a judeca. Dacă el se bucură acolo, făcând modelul ăla, tăindu-și asta și îi vezi bucuria în ochi că scoate o haină frumoasă sau asta, și mie nu-mi place, de exemplu, să fac croitorie, a, nu mă, ăla, nu. Ce frumos e că suntem diferiți. Ce frumos. Și cum am putea să ne completăm de frumos, știi? Roata de colo care face așa, zdrângăneaua asta care face așa, nu înțelegi, nu înțelegi de ce ea face așa și asta face așa, dar în mecanism toți avem rolul nostru. Și asta exact. E frumos. Încotro te vezi așa? Bănuiesc că nu o să te oprești din fapte bune. Nu, vreau să fac mai mult și mai mult. Ziceai că ai niște visuri cu fonduri europene când s-au dat. Ce ai vrea să faci cu ele? Păi vreau să fac un centru foarte mare de recuperare. Și asta e cu căluți. Pentru, și nu doar pentru copii, și pentru oameni care au probleme cu drogurile, cu alcoolul, pentru oameni care sunt în depresie și mai multe, și pe arte marțiale. Un centru, există în Anglia un astfel de centru de care știu. Asta vreau să zic, de unde ți-a venit ideea asta? Am un prieten care a fost acolo internat și l-a ajutat foarte mult să renunțe la droguri. Și mi-a plăcut foarte mult. În România nu există și în multe țări nu există. Și e frumos să poți să ajuți pe cineva. Ce, da, categoric. Ce avea centrul ăsta? El era britanic. Nu, ce avea centru? Centru. Da. Avea de toate. Avea inclusiv călărie, avea meditație, arte marțiale, psiholog, jocuri cu joglerii. De toate, te ducea într-un program din ăsta super intensiv, plus psihologi și de la faptul că el a stat pe străzi și avea ieșit de acolo vindecat. Ok, îți dai seama cam la ce muncă te-ai înhăma. Da, dar asta e ceea ce mi-ar plăcea mie să fac. Nu zice nimeni, foarte bine că ți-ai setat ștacheta și la câtă energie văd că ai și că visezi, eu nu spun fă-te avocat. Eu spun, chase your dream. Uh-huh. Du-te după ștacheta aia. Să dea Dumnezeu să poți să accesezi fondurile astea și să iei așa căluții la manej, într-un manej în care să se simtă bine și oamenii și ei. Ar fi absolut fabulos. Ai așa idee, nu trebuie să fie o cifră exactă. Cam la câți oameni ai ajuns până acum? Mulți. Așa. Păi pe an sunt vreo 300-400. 700, 7.000. 7.000 pe an? Nu, în toți anii. Vreo 700 pe an, vreo 300 cu cadourile, 400 cu caravana... Vrei să fii Moș Crăciun și cu caravana vreo 400-700 ori 10? Am calculat bine, nu? 7.000 de oameni care îți prelungesc viața, pentru că ei vor vorbi despre tine, știi? Și e vorba aia, că murim atunci când moare ultimul om care vorbește despre noi. Dar să-mi prelungească viața atât timp cât sunt sănătoasă. După aia eu nu mai trebuie. Ești sănătoasă. Atât timp cât zâmbești și nu te stresezi, eu nu cred că vei mai avea probleme. Sau chiar dacă vor fi controlabile și te vei obișnui cu niște... niște... Chiar ai mai avut așa de când cu pastilele? Foarte rar am mai avut. Pot să stau la soare, că mi-au și scris, sunt pe un grup de lupici, zic așa. Lupici? Lupici.
Și mi-am zis, cum poți să stai la soare? Că mi-au văzut pozele pe Facebook. Da. Și am zis, băi, doar pot. Cred și pot. Da. Mă relaxez, nu las lucrurile să mă... Stresul eu îl simt așa, ca și când sunt într-o menghină și mă... Da, te stoarce. Stoarce așa și în momentul ăla zic stop. Nu, stresul duce la multe, la multe boli, adică cancerele sunt foarte, foarte multe, sunt cauzate de stres. Sau cel puțin factorul lor declanșator. Pentru că, na, ăștia sunt. Și nu numai astea, foarte multe boli sunt cauzate de stres și lumea nu înțelege că în loc să te... înjurături. Poți să faci lucruri serioase cu zâmbetul pe buze. Nu. Ăștia ne-au învățat acum... mediocri ăștia, că dacă nu stai încruntat și nu faci așa și nu ești așa, nu ești... Nu. Eu vreau să fac lucrurile frumoase. Și vreau ca împreună cu prietenii noștri să facem lucrurile frumoase, să aducem oameni frumoși, să facem totul cu zâmbetul pe buze. Cu înverșunare, cu încrâncenare, nu faci nimic. Cu pasiune, cu determinare, da, seriozitate, da, e serios, dar pe urmă poți să zâmbești. Și asta nu înseamnă lipsă de seriozitate, ci înseamnă un lucru foarte, foarte, foarte bine făcut. Când te bucuri de lucrurile astea bine făcute. Maria, ce are de gând să facă? Sau cum i-ai zis Maria tu? Vrea să dea Aiana. Aiana Maria. Vrea să dea la liceul militar. Și mâine începe primul ei antrenament. Ea vrea asta? Mm-hmm. Ce frumos. Primul ei antrenament. Câți ani are acum? 14. 14 ani. Unde e liceul ăsta? Unde? Nu știu. A, e... e militar. Ok. Nu știu, dar azi am căutat pe Google, am găsit o doamnă care asta face, am sunat-o, mâine are primul ei antrenament. Foarte frumos. Să vedem cum iese, dacă se ține, dacă vrea și după aia... Este alegerea ei, este visul ei și dacă e visul ei, nu poate să fie decât frumos. Nimic nu se face. Nimic nu se face fără muncă, fără transpirație, nimic nu e ușor, dar merită. Pentru că... Deci Maria, auzi, da? Da. Pentru că despre asta este vorba, despre merit. Eu îți mulțumesc, emisiunea noastră s-a terminat. Îți mulțumesc pentru zâmbetul tău, pentru zâmbetele pe care le dăruiești celorlalți, pentru lupta ta în continuu cu viața așa cum ți-a fost dată. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că aveți răbdarea și chipzuința să ascultați aceste exemple absolut minunate ale oamenilor din jurul nostru. Că e multă frumusețe, nu trebuie decât să deschidem ochii și să o vedem. Până lunea viitoare, știți bine, mulțumesc și eu Vigo și Cătălin Botezatu pentru portocala din seara asta, pentru ținutele voastre. Și nu uitați ceea ce vă spun în fiecare zi și așa voi face până la sfârșit. Renașterea începe cu fiecare dintre noi. Ăsta este. Dacă nu punem mâna, dacă nu ne scuturăm, dacă nu ne unim, suntem 70%. 70% de oameni nereprezentați. Mulți dintre noi considerați persoane neesențiale. Așa ne-au categorisit mediocri. Eu cred că suntem niște oameni absolut uluitori, fiecare în parte. Până luni, v-am spus, eu sunt Mugur Mihescu, iar tu meriți. Pa, pa! Elit Mezeluri cu gust de săvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.